declanșatorul inițial al ositei mele duhovnicești. La școală a urmat religia ortodoxă tocmai pentru faptul că părinții erau vizitați de familia preotului Georgescu și nu s-au împotrivit ca tânărul lor copil să facă religie ortodoxă. Astfel a început încreștinarea părintelui Nicolae încă din fragile copilării care a parcurs mai multe etape de-a lungul vieții. El însuși mărturisește că a iubit tradiția Bisericii Ortodoxe și poporul român atunci când zice în jurnalul fericirii, pentru mine încreștinarea se confundă cu poveste de dragoste, o dublă îndrăgostire de biserica creștină și de neamul românesc. Cu astfel de zestre în suflet și preocupat de studiu și de publicistică, el și-a încheiat toate studiile până la cel mai înalt nivel. Însă oricâte școli a făcut și oricâte limbi străine a vorbit, felul în care a privit poporul român este plin de sensibilitate directă, necosmetizată, pe care a menționat, a lăsat-o neșlefuit. Zice în jurnalul fericit, aici este țara lui Ion, a fanarioților și a lui Soarbezean. Aici la Țepeș și-a tras pe soi turci în țeapă și nu le-a spus, trăgeți întâi dumneavoastră, domnilor englezi. Iar pe trage cap, i-a arătat lui Vodă Carul că porumbul se mănâncă cu mână. Aici este pe viață și pe moarte. Aici nu este decor sofisticat și suprem de nebunat. Nu-ți draperit și delici. Nu-i paradis o iadă artificial. Aici este ca la Turbian, ca la Tiștian, ca la Onor. Nu-i cu giubaierical, e cu pietre, cu bolovan. Dintr-o dată gândul mă poartă spre Brâncuș, țăran hotărât, care își cioplește materialul cu gesturi mari de cosaș. Am menționat câteva lucruri în ce privește formarea intelectuală a Părintelui și câteva pasaje din jurnalul fericirii pentru a înțelege mai bine personalitatea și parcursul unei vieți plină de lumină și de sensibilitate. Începuturile versibile ale creștinării lui însă va avea loc în condiții de asuprire și învinovățire, așa cum a profețit Mântuitorul. Luați aminte că și vă vor da pe voi în adunări și pe sfibătuți, de sta înaintea conducătorilor și a regilor pentru mine, spre mărturie lor, iar când vă vor duce și vă vor preda, nu vă îngrijiți dinainte ce veți vorbi, că și nu voi sunteți cei care veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Instaurarea regimului comunist, ateul, va pune din nou în situația de a se împotrivi și a refuza să adere la Revoluția Comunistă din cultură îndreptată prin internaționalismul ei proletar împotriva valorilor naționale, ceea ce va atrage după sine mari privațiuni și umilințe prin slujbele modeste și superioare. Nu s-a clintit să din hotărârea lui și nu s-a apropiat de la drum pe care l-a ales și era hotărât să meargă până la cap. Parcă, urmând cuvintele Mântuitorului care zice nimeni care pune mâna pe Duh să nu se uite în dărât, pentru că dacă face așa, nu este vrednic pentru Împărăția lui Dumnezeu. În această perioadă se apropie din ce în ce mai mult de creștinismul răstăitean ortodox. Cu prietenii pe care îi mai avea, un grup foarte restrâns, încep să viziteze mai multe mănăstiri din țară, în special de cele din Moldova, spre a cunoaște viața creștină autentică și a se întâlni mari om și a se arăta la izvoarele ortodoxiei românești. Așa se pare că receptase suficient de bine mesajul lui Hristos care îl căuta și dorea să îi se descopere. Era în fața porții de intrare, dar încă nu era poarta deschisă. Cheia intrării pe poartă în Împărăție este crucea. Crucea umilințelor, a suferințelor de tot felul, a supririlor, a judecății nedrepte, a spinilor, a piroanelor, a biciuirilor, a bucărilor, a lanțurilor și închisorilor. Cei care înțeleg creștinismul așa, sunt pe calea cea bună și nu se mai sperie de nimic. Sunt gata să moară pentru numele lui Hristos. În acest punct se găsea Părintele Nicolae.
dorea mult botezul creștin, dar parcă nu dorea o ceremonie solemnă între prieteni și oameni dragi, cu fericitări și agar. Hristos a ascultat gândul și rugăciunea lui. Și l-a primit prin Caisar, dar ca omul ce cunoaște tainele inimii omului, știa și dorința de a primi și a se împodobi cu umilința, nedreptatea și suferința spre a deveni vrednic de numele creștin și de demnitate de mărturisitor al său. Calvarul avea să înceapă în 1959, când securitatea a pornit război între coare. Vizat era grupul misticul regional Constantin Noica din Milan. Nicolae Steinar este chemat în proces ca martor al acuzării. A refuzat să depună mărturie împotriva lui. Gândindu-se cu sensibilitate de fiu la tatălui, care era foarte bătrân și bolnav, și socotind că dacă va intra în pușcărie, nu va mai vedea niciodată. Dar întorcându-se de la cei ce l-au chemat să depună mărturie și stând de vorbă cu tatăl său, acesta i-a spus următorul lucru. Dacă vei accepta să depui mărturie, vei avea zile liniștite și nopți chinuite. Dacă însă vei refuza să depui mărturie, vei avea zile grele, dar nopți foarte liniștite. În acel moment, Nicolae Steinhardt a luat hotărârea definitivă. S-a prezentat la securitate și a spus că acceptă mai bine închisoarea în locul libertății decât să-și trădeze prietenii. Avea 46 de ani. Era tocmai 31 decembrie 1959. Deci ultima zi a anului și pentru proaspătul deținut politic, un nou an și un alt început. La vârsta de plină maturități, a făcut o alegere rațională, nu una emoțională. De altfel, viața și biografia lui ne arată că întotdeauna când s-a aflat o intersecție, a știut pe ce cale să apuce. A ales întotdeauna calea care era voită și de Hristos și care se pregătea să-i deschidă porțile intrării în creștinism și să-l primească cu brațele deschise într-o discreție ciudată și o companie nobilă, dar nefastoasă. Exact așa cum a înțeles de Nicolae Steinhardt intrarea în creștinism și viața creștină. Închisoarea de la Gilava, unde a fost închis, care te înfioară numai când îi rostești numele, avea să devină pentru Nicolae Steinhardt Academie și Altar, așa cum a spus inspirat fostului coleg și prieten Virgilie Luna. Celula numărul 18 acestei închisori, în care a intrat prima dată, avea să se transforme în dumnezeiesc altar de catedrală, unde smeritul românat ortodox Mina Cuțău slujea pe Hristos și voia lui. Voia Domnului a fost ca Nicolae Steinhardt să ajungă în aceeași celulă cu părintele Mina Cuțău și să-i facă care i-a făcut un loc în patul său, pentru că toate celelalte paturi erau ocupate. Deci în 60 de deținuți care dormeau câte doi într-un pat. Primul prieten care s-a comportat cu dragoste și gingășie creștină zicându-i să dormim puțin, că nu este mult până este dimineață. Așa a început povestea dintre părintele tot său, deci dintre părinte și noul său ucenic, despre care nu știa atunci nimic. Nu știa că este evreu, așa cum îi plăcea părintele Nicolae să spună, adică evreu. Un mărturisitor al lui Hristos, un vas ales, era evreu, dar urma să devină un vas ales. În perioada ce a urmat, ucenicul i-a împărtășit părintele taina inimii sale și anume dorința permite de a fi botezat și a deveni creștin. Pe 15 martie, după perioada de catehizare și pregătire, celula numărul 18 avea să devină în toată modestiei cel mai important baptisteriu din România. Convertirea la creștinism a unui evreu vedea încă o dată, dacă mai era nevoie, că Biserica lui Hristos nu poate fi încarcerată și că atunci când ea este alungată dintre oameni ca și instituție divină umană, se mută în interiorul inimilor celor ce cred în Dumnezeu. Nicolae Steinhardt spunea că singura formă de rezistență față unor regimuri totalitare și concentraționiste este credința, care nu poate fi înlănțuită și încarcerată. Scena botezului, așa cum o descrie părintele Nicolae mai târziu în jurnalul Fericirii, este aproape teatrală, dacă nu a fost cât se poate de real. Nicolae Steinhardt a iubit teatru și pe Marea Cor. Numai că de data aceasta
închinarea și întâlnirea cu Hristos. Oricât de goală și lipsită de frumusețe era celul la mea, se ascundea toată strălucirea lumii. Sar peste pasajul pe care l-am citat din Jurnalul Fericirii, pentru că mai toată lumea îl cunoaște, cum descrie câtă subsință și câtă strălucire ceară să dea acestui moment printre culaie și era că se poate modest și ajunge la marcă ipotezului care erau de față, adică mai mulți preoți și credincioși de alte confesiuni, ceea ce a dat ipotezul de un caracter ecumenic. În momentul în care s-a botezat Nicolae Steinhardt, începea pentru el o nouă viață pe care și-a asumat cu smerenie multă, cu mulțumire și recunoștință față de Hristos, pe care l-a întâlnit cu bărbăție și praștă la moarte, și cu o uriașă fericire despre care vorbea cu multă convingere, spunând că un creștin nu are voie să fie niciodată trist, orice i s-ar întâmpla în viață, pentru că l-are pe Hristos bucuria cea veșnică. Iată mărturisirea lui din Jurnalul Fericirii. Cred că nu există nimic mai frumos, mai adânc, mai învietor, mai rezonabil, mai bărbătesc și mai perfect decât Hristos. Ba mai mult decât atât. Dacă cineva mi-ar dovedi că Hristos este în afara adevărului și că, de fapt, adevărul este în afara lui Hristos, mai bine aș rămâne atunci cu Hristos decât cu adevărul. Hristos îi redă libertatea desăvârșită omului care a primit asupra lui Fiul Său. Omul, după Fiul lui Hristos, are acces la toate tainele lui Dumnezeu cu condiții să poarte cu răbdare și smerenie toate ale lui Hristos. Dacă Hristos ni se dăruiește sub trup și sânge, sub picul vinului și al pâinii, trebuie să înțelegem că trupul și sângele sunt cele care le-au purtat pe cruce pentru păcatele întregii lumii și că suntem datori a primi să pătimim acceptând suferința dacă dorim să primim învierea și slava și biruința. El o citează pe Simon Weil, o altă evreică convertită la creștinism, care zice: cel mai teribil lucru și paradox al creștinismului este că a fi ales de Dumnezeu înseamnă a fi părăsit de El. Cred că în această fie se pot citi cuvintele Mântuitorului de pe cruce: Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit? Viața creștină a lui Nicolae Steinhardt a fost fără lumini și lume. Era convertit în toată ființa lui. Dovada este și faptul că, odată ieșit din închisoare, în 1964, a început să-și caute un loc de retragere din lume, adică o mănăstire. De data aceasta, a venit rândul lui Constantin Noi ca să-și arate purtarea de grijă față de el. Văzând că la multe mănăstiri unde s-ar fi stabilit, refuzau să-l primească din cauza presiunilor la care ar fi fost supuse, în cele din urmă Noica, îngerul lui Păzitor, cum îi plăcea să numească Nicolae Steinhardt, face o vizită la mănăstirea Rodia din țara Lăbușului, îl cunoaște la cunoștere episcopul Justinian, după care recomandă lui Steinhardt să viziteze Rodia. Așa a început o nouă poveste de dragoste, de data aceasta între evreul convertit la ortodoxie și o mănăstire nu prea cunoscută în țara și afară, dar foarte iubită de cercetători credincioși pentru sfințenia ei și vizitată de intelectual și oameni de cultură pentru liniștea, retragerea și biblioteca ei. Acestea se petreceau în 1973, deloc întâmplător. Mănăstirea îl primește fără să-și facă probleme, având aprobarea episcopului Justinian. Iar starețul mănăstirii, Părintele Serafin, care îi devine și duhovnic, îi încredințează ascultarea de biblioteca. 16 august 1980, îl tunde în monahism, în taină, îndeplinindu-și o făgăduință. Când Părintele Nicolae a venit ca novice la Mănăstirea Rodia și a văzut biblioteca, a făcut cu Părintele Serafin, care este și starețul meu, întâlnit. Părinte, eu mă angajez să vă orientez, să organizez biblioteca. Iar dumneavoastră să făgăduiți că, după ce închei această lucrare, mă tundeți, mă călugăriți. S-a făcut înțelegerea și s-a respectat în domnul. Părintele Serafin s-a îmbolnăvit suspect de cancer din și a fost internat la Cluj la oncologie în 1980 și pentru că era foarte frică că este finalul vieții lui, a venit din spital în această stare gravă care se găsea și în paradisul mănăstirii, în taină, fără
existau în acest sens multe restricții, fără să ceară aprobările autorităților bisericești, dar cum să nu mai există în taină cruștea mănăstirii și câțiva biserici. Această taină, de fapt, a fost taina rogodnei părintelui Nicolae cu mănăstirea Rohia. I-am spus eu, cred că a fost rogodna secolului. Un evreu convertit la ortodoxie, intrat în romanism, într-o mănăstire modestă, nu prea cunoscută, dar cu foarte îndrăzneață și curată și retrasă de la fața oamenilor. Rochia este, ca a spus metropolitul Antonie de Vrednică Pomenire, este ca o domniță prea frumoasă, ascunsă în pădure de la ochii oamenilor. O formulare poetică, dacă se poate de adevărat. În această perioadă cât a viețuit la Rochia, s-a născut volumul Dăruindu-i Dobândii, care cuprinde toate predicile rostite de la Antonul Mănăstirii în Duminici și Sărbători. Era acum în cea de-a treia etapă a mărturisirii lui, care era și cea mai dragă. Mărturisirea lui Hristos în fața oamenilor, simplu, pe înțelesul și la nivelul lor de cunoaștere. Prețuia mult credința profundă a sărană, a oamenilor simpli și nevinovați, cu dosa lor de naivitate copilărească, simplă, dar foarte profundă. Cei cărora li s-au opus o viață întreagă prin cuvântări și scris, nu au avut liniște nici la moartea lui, pentru că își făceau probleme ca nu cumva prietenii și oamenii de cultură care vor participa la înmormântare să folosească acest prilej pentru a critica situația în care se găsea România atunci. Cu toate acestea, au parte de o înmormântare pe măsura luptei pe care a dus-o și a curajului cu care l-a mărturisit pe Hristos. Slujba de înmormântare din 30 din luna aprilie 1989 a fost săvârșită de înaltea Sfințitor Iustinian, care a venit de la cruci, deși autoritățile îi interziceau ca unui fost deținut politic, chiar dacă el a devenit monah, și se facă o slujbă de înmormântare la acest nivel, se participă un episcop. Însă, episcopul Iustinian a trecut peste interdicția autorităților, de fapt nici nu i-a consultat și a venit la înmormântare și a sfârșit acea slujbă care o merita părintele Nicolae, între care a toți credincioși din țara Răgușului, prietenii și cunoscuți oameni de cultură, care l-au prețuit, l-au iubit, au participat la această slujbă, iar grupurile de mănăstirii, al căror dangă îi plăcea atât de mult să-l asculte, l-au plâns în timp ce o seminte cu sitiul lui, au fost purtate pe brațe și pe umeri pe monahii mănăstirii și coborâte în momentul din cimitirul mănăstirii, unde judorul doarme somnul de veci. Acum, la împlinirea 100 de ani de la nașterea acestui om al lui Dumnezeu și mărturisitor al lui Hristos, Mănăstirea Rohia, care este moștenitoarea patrimoniului cultural Nicolae Steinhardt, i-a amenajat chiria memorială, a organizat 12 ediții a unor ateliere de cultură, urmate de vernisarea acestora în Catedrala Episcopală din Baia Mare, a înființat Fundația Nicolae Steinhardt, fundație care împreună prestigioasă de la Iași Păridon, a publicat în parteneriat până acum 13 volume din integrala Steinhardt, urmând ca în final integrala să aibă 20 de volume. Și iar astăzi, mulțumim domnule președinte și domnule președinte al Academiei și domnule președinte al secției Filozofie Teologie, pentru acest lucru, a organizat împreună cu Academia Română o sesiune de comunicări dedicată centenarului Nicolae Steinhardt. Am dorit să credem că Mănăstirea Rochia, care a devenit casa și familia lui, și apoi Fundația Nicolae Steinhardt, au făcut ce trebuia, astfel ca omul de cultură, convertitul la creștinism și monahul